Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit! Sunt profesor Mihai Mihăiescu și astăzi vă propun un nou instrument foarte util în activitatea didactică. Este vorba de Glockster sau Glockster Edu, un instrument digital de realizare posterelor multimedia. Ei bine, acestea pot fi realizate chiar și 3D. După cum se observă pe pagina principală edu.glockster.com, aveți la dispoziție chiar două posibilități de a alege chiar înainte de a vă conecta. E vorba de Glockpedia și Case Studies. Mai multe o să descoperim împreună în minutele următoare. Profesorul poate crea un cont și astfel poate transmite informații pe această platformă în diverse formate pentru alți 200 de utilizatori, evident elevi. Așadar, profesorul este tutorul, cel care monitorizează activitatea celor implicați. Glockster este o platformă web în care utilizatorii pot să încarce cu ușurință fotografii, clipuri, video, texte, chiar și fișiere audio, și mai mult decât aceasta este un instrument colaborativ. Glockster vă permite să creați, deci, și să partajați postere multimedia și să aveți acces la o bibliotecă de resurse pentru învățare. După cum se observă, vă recomand să alegeți statutul de educator. După ce vă creați un cont, puteți să tastați butonul Create a New Glock. Puteți alege denumirea unui Glock și evident că acest lucru este cel mai important. Puteți să introduceți text, grafice predefinite, să încărcați o imagine sau un fișier audio sau video. Astfel, va fi evident un poster interactiv care va atrage foarte mult elevii. Ce avantaje prezintă acest instrument? Fiind o platformă de publicare, elevii pot învăța cum să creeze prezentări multimedia cu un aspect profesionist, folosind un software foarte clar și simplu. Și de asemenea reprezintă o modalitate grozavă de utilizare a clipurilor video, a înregistrărilor audio din cadrul altor activități prezentate în acest manual de prezentare, acestea fiind reunite într-o singură aplicație. Evident că ar fi minunat ca aceste gloguri să aibă formatul unui jurnal de activități. De asemenea, ideal ar fi să reunească impresii sau curiozități de tipul storytelling în prezentarea unei discipline să lucreze. De asemenea, să nu uităm că a crea postere multimedia cu un editor incorporat îți permite practic să amesteci toate tipurile de media pe o singură pagină și astfel să creezi un glog. De asemenea, să inserezi imagini, înregistrezi video, texte, evident folosind chiar și șabloane predefinite. Este o modalitate foarte frumoasă de a aduna în același document mai multe, să spunem, produse educaționale. Puteți, așa cum spuneam la început, să parcurgeți și să alegeți dintre multitudinea de studii de caz și de asemenea materiale din biblioteca Glockster Edu, care cuprinde foarte multe gloguri realizate de profesori. Iată și câteva exemple de gloguri românești. Unul despre tradițiile noastre, un altul despre istoria noastră și, în fine, acum să urmărim foarte pe scurt modalitatea de utilizare a acestei web aplicații pe tabletă. Aplicația poate fi descărcată de pe aplicația Google Play sau App Store, din App Store sau
poate fi de asemenea instalată și pe sistemele Android și iOS și poate capta atenția elevilor cu interfața foarte prietenoasă, de atât de introducere a unui text, cât și a altor fișiere. Este foarte des întâlnită pe platformele educaționale și, după cum se poate observa, poate fi utilizată în corespondență cu YouTube sau cu alte instrumente digitale sau de social media. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne revedem!